moment festiv astăzi la Bușteni. Gimnasta Nadia Comăneci, violonistul Alexandru Tomescu și medicul ortoped Gheorghe Ivan au devenit cetățeni de onoare ai orașului. La primăria din localitatea invitației au fost primiți cu pâine și sare după tradiția românească și li s-au înmânat diplomele și titlurile de proprietate pentru câte 500 de metri pătrați și de teren. Este o deosebită onoare ce mi s-a făcut astăzi. Orașul Bușteni este foarte drag încă de când eram mic, am petrecut aici nenumărate vacanțe, am prieteni care s-au mutat din București în Bușteni și cred că în viitorul apropiat poate voi face și eu acest pas. Eu cred că e o inițiativă unică în România, aceasta de a recunoaște meritele artiștilor și cred că sub ochii noștri aici în Bușteni va lua naștere un mic cartier artistic. Medicul Gheorghe Ivan a primit distinția ca recunoașterea celor 40 de ani de carieră în Spitalul de Ortopedie din Azuga. Este o recunoaștere a activității mele de 40 ceva de ani în serviciul de ortopedie Azuga. Nu știu când au trecut acești ani, este să spune că timpul nu așteaptă pe nimeni, trece și vede de treabă și cel mai repede trec ani. Au trecut ani și m-am trezit la vârsta de pensie și am fost pensionat. Mulțumesc mult de tot încă o dată domnului primar și Consiliului pentru acordarea acestui titlu. Este o recunoaștere pe care n-au făcut-o alții, dar îi mulțumesc din suflet pentru asta, pentru faptul că au apreciat activitatea mea de 40 de ani și probabil că nu există cetățean în zona asta care să nu fi trecut pe la mine. Mulțumesc mult de tot! Edilul din Bușteni consideră că imaginea stațiunii este mult mai bine promovată prin intermediul personalităților din sport și muzică. De fapt, astăzi Stradivarius s-a poposit la Bușteni, după cum cunoașteți și dumneavoastră despre Alexandru Tomescu. Este un violonist de marcă de nivel mondial, nu trebuie să-i mai facem noi reclamă. Și domnul doctor Ivan, un doctor care a slujit Spitalul Azuga în aproape 40 de ani, astăzi i-a fost conferit titlul de cetățean de onoare. Iată că orașul Bușteni se îmbogățește încă cu 3 cetățeni de onoare de valoare, care vor duce mai departe renumele și, eu știu, va promova orașul Bușteni la nivel național și la nivel internațional. După încheierea ceremoniei, toți cei prezenți au mers la o cabană din localitate, unde au petrecut o avanpremieră a Crăciunului. Nu a lipsit tăierea porcului, țuica și vinul fiert și nici muzica de petrecere. Oaspeții au primit dedicații din partea muzicanților. Să-i dea Domnul sănătate, că-i mai bună decât toate. Am scos-o cu toți la mal, azi cu Consiliul Local. Nu mai am nimic de spus, eu dețin Stradivarius. Lasă-mi beau și e lumea toată, că trebuie ghidată. Lasă-mi beau noi chin la rastru, o deține doar un maestru. Mă rog, Doamne, mă-nzi bine, astăzi de-a venit. Mare absentă de astăzi a fost gimnasta Nadia Comăneci. Aceasta, împreună cu Ilie Năstase, va primi diploma și placheta de cetățean de onoare în luna ianuarie la Castelul Cantacuzino din localitate, când va avea loc un concert extraordinar susținut de Angela Gheorghiu, Nicolae Voiculeț și Alexandru Tomescu.